În urma unor verificări efectuate recent în zona complexului studențesc și a bulevardului Vasile Pârvan, mai multe societăți din Timișoara au primit amenzi usturătoare din partea poliției locale pentru practici ilegale legate de gestionarea deșeurilor pe șantierele de construcții. Una dintre societățile în cauză a primit chiar o amendă dublă de câte 40.000 de lei, odată pentru că nu a asigurat colectarea separată a deșeurilor, iar ulterior pentru că a contractat o societate neautorizată să colecteze deșeurile din șantier. Aceasta a fost sancționată la rândul ei pentru lipsa unei autorizații de mediu. Pe lângă sancțiunile financiare, companiile au și obligația de a sorta și preda corespunzător deșeurile. Facem apel către toate firmele din domeniul construcțiilor să respecte regulile privind gestionarea deșeurilor și să colaboreze pentru a păstra orașul curat. Abandonarea deșeurilor sau depozitarea necorespunzătoare a acestora afectează atât mediul înconjurător, cât și sănătatea publică și estetica urbană. Este esențial să înțelegem că gestionarea corectă a deșeurilor este o responsabilitate pe care o purtăm cu toții, transmit reprezentanții primăriei Timișoara.